Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi, doamnelor și domnilor. Ediția din această după-amiază, din această seară, este una din nou specială, pentru că vorbim despre proiecte cu fonduri europene, dar nu despre implementarea lor efectiv, ci despre rezultatele care încep să se vadă chiar la nivelul municipiului și sperăm noi și la nivelul județului Buzău. Invitata mea din această seară este doamna profesor Anca Fotin de la Liceul Tehnic Buzău și vom dezbate împreună acest subiect. Bună seara și bine ați revenit în studioul Campus TV! Bună seara! Ca întotdeauna mă simt foarte bine aici. Mulțumesc. Mă bucur tare mult! Vorbim despre proiecte cu fonduri europene care, așa cum spuneam un pic mai devreme, încep să producă efecte la nivelul municipiului, de ce nu, să sperăm și la nivelul județului Buzău. Un proiect care ne-a fost la fel de drag și mie și dumneavoastră, un proiect împotriva bullying-ului. Ce se întâmplă? Pentru că, dacă nu mă înșel, în urmă cu 2 ani am început să vorbim pentru prima dată despre acest proiect și iată, începe să producă efecte. Este adevărat. Eu întotdeauna am trăit cu această idee în minte că un proiect, în momentul în care este implementat, el nu trebuie să dispară atunci când se încheie practic perioada de implementare stabilită inițial. Este doar un punct de plecare. I'm Safe at School a fost un proiect de schimb de experiență între 6 parteneri veniți din toate colțurile Europei, fiecare cu propria strategie când a venit vorba de bullying. Dar acest proiect nu s-a încheiat în momentul în care a început partea de raportare, pentru că acum este în fază de raportare, ci a constituit, de fapt, o motivare, un boost pe care ni l-a dat nouă ca profesori și tuturor celor care au interacționat cu acest proiect, un boost pentru a duce mai departe strategia și pentru a duce mai departe vorba despre bullying, pentru că trebuie să nu uităm niciodată că este un fenomen care se întâmplă și se va întâmpla în continuare, mai ales în această perioadă atât de dificilă pentru copii. Și cel mai important, cred eu, că este în toată povestea asta să avem curajul să admitem că există, să avem curajul să vorbim despre el și să avem curajul să căutăm soluții. Pentru că, din ce am constatat eu, cu surprindere și chiar cu supărare, sunt persoane care se feresc să vorbească despre bullying, despre efectele lui. Suntem totuși în România anului 2021, când nici măcar ideea de psihiatru nu mai este una foarte îndepărtată de noi, deci ar trebui să acceptăm cu mult mai multă ușurință. Mi-este teamă că, de fapt, bine, este opinia mea personală, că motivul pentru care există această reticență în a deschide un asemenea subiect este dorința de a nu fi judecat pentru că greșești. Nu știu exact dacă acesta este motivul în cazul majorității, ca să spun așa, dar să nu fii judecat că tu greșești ca părinte, să nu fii judecat că tu greșești ca școală, să nu fii judecat că tu greșești ca sistem în abordarea tematicilor care țin de comportament. Și nu întotdeauna este bine să privim abordarea bullying-ului în modul acesta al violenței, pentru că să știți că atunci când spune lupta anti-bullying, de fapt luptăm împotriva, ducem violența, însăși lupta anti-bullying, când menționăm aceste cuvinte, suntem într-o stare de ofensivă. Mai bine vorbim despre comportamente care să înlocuiască bullying-ul. Și comportamentele pozitive sunt cele pe care trebuie să le avem, de fapt, în prim plan. Nu discuția în sensul că nu faci așa, ci în sensul haide să facem un alt fel, haide să procedăm așa. Uite, suntem toți minunați, avem calități, avem defecte toți, dar să avem o atitudine inclusivă.
Proiectul I'm Safe at School, am vorbit despre el, am vorbit despre etapele prin care s-a trecut. Începe să ne facă să vrem să fim un pic altfel, da? Știu că în momentul în care ați implementat proiectul, între membrii echipei s-a creat o legătură specială și ați împrumutat din idei și teorii, chiar le-a spus în practică și au avut și rezultate. La nivel de municipiu Buzău, ce se întâmplă în acest moment? În acest moment se întâmplă lucruri extraordinare vis-a-vis de bullying. Sunt extrem de încântată de inițiativa primăriei Buzău de a implementa un proiect care exact despre comportamente pozitive vorbește. Se numește Să fim prieteni. Este un proiect care este adus ca strategie de cei de la Salvați Copiii. Cei care formează și vor forma cadrele, pentru că o să avem o parte de formare de cadre didactice și apoi o parte de furnizare de materiale, sunt danezi, deci cei care se ocupă de această strategie. Save the Children Danemarca și Mary Foundation sunt cei care au pus bazele acestui proiect, care în engleză se numește Free of Bullying. În România este Să fim prieteni. Înțeleg că Buzăul la Buzău este un proiect pilot, că practic suntem singurii din țară care îl implementăm. Deci este minunat faptul că sunt 8 grădinițele care au răspuns apelului primăriei Buzău și Centrului Marin Roman de a participa la această pilotare a programului și sunt foarte încântat de faptul că această inițiativă a venit din partea municipalității, adică asta arată și o preocupare pentru această tematică, lucru care nu poate fi decât foarte bun. Mă interesează exact cum au decurs discuțiile. V-au contactat cei de la primărie? Cum s-a întâmplat? Da, așa, exact așa s-a întâmplat. Bine, activitățile care au avut un caracter orientat spre partea aceasta de confort emoțional s-au derulat încă de la școala din parc, proiectul acesta, și într-adevăr de acolo a pornit. Practic am fost atât de încântată să pot să ofer și din ceea ce știam și am învățat anterior din I'm Safe at School pentru a aduce mai departe în Buzău și această discuție în grădinițe. Ce se va întâmpla concret în cele 8 grădinițe care au răspuns apelului primăriei? În aceste 8 grădinițe, în primul rând, se va forma un mindset. Deci va apărea în faza inițială un mod de a vedea bullying-ul. Pentru că nu este, sau cel puțin ceea ce aduce Save the Children Danemarca, este o modalitate puțin diferită de a vedea lucrurile. Noi am avut deja o formare, cei care vom implementa apoi proiectul. Și am fost extraordinar de încântați să vedem, și mi s-a părut și foarte logic, să vorbim despre influența mediului și de fapt despre faptul că poate exista un mediu care să influențeze bullying-ul, fie că e mediul familial, fie că este mediul școlar, dar de fapt nu este ceva intrinsec, deci nu vine dintr-o persoană, nu este ceva care să fie înscris în modul său de a gândi, ci este privit, lucrurile sunt privite ca cel puțin într-un sistem macro, așa. Și anume faptul că mediul este cel care încurajează și amplifică acest bullying. Mi s-a părut într-adevăr o viziune care ar putea să ducă undeva apoi, tratând sau analizând puțin ce se întâmplă în mediul în care se-și desfășoară activitatea, să spun așa, respectivii copii. De ce v-ați dus la grădiniță și nu ați mers la școală gimnazială? De ce nu ați mers la liceu? Pentru că, de principiu, cam la liceu încep să se vadă efectele acestui fenomen. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult, da, este o
abordare a bullying-ului de la vârsta aceasta, pentru că se formează niște deprinderi extrem de importante. Cei de la Salvați Copiii au spus așa, nu implementăm doar într-o grupă, implementăm într-o grădiniță. Pentru că acest proiect poate, prin metodele sale, să schimbe modul de a proceda, modul de a fi al copiilor în întregul colectiv. Lucru care este extraordinar. Și au spus, dacă un copil este influențat de proiectul Să fim prieteni, atunci el va interacționa automat cu alți copii care nu sunt influențați de acest proiect și poate va ajunge să recapete anumite obiceiuri. Ideea este ca mai întâi la nivel de grădiniță să se piloteze acest proiect, iar apoi să se vadă și continuitatea mai departe la vârstele următoare. Pentru că trebuie la fiecare nivel să existe un mod de abordare. O preluare a copiilor care sunt în care vin din proiectul Să fim prieteni, iar apoi la clasele din primar să aibă de asemenea o mentalitate similară. Deci, practic, acesta este punctul de plecare pentru o strategie mai amplă pe viitor. Nu v-au descurajat bâlbâielile acestea din ultima perioadă cu învățământul fie online, fie fizic și așa mai departe, pentru că implementarea unui astfel de proiect este clar afectată de învățământul online, să spunem. Da, este adevărat. Din fericire, există, sper eu, conștientizare și din partea comunității vis-a-vis de modalitățile prin care putem reduce numărul de cazuri astfel încât copiii să revină în mediul în care trebuie să fie, pentru că este foarte clar pentru toată lumea că învățământul online nu este o soluție pentru acești copii. Există efecte și asupra stărilor emoționale, evident, și asupra capacităților de a socializa. Nu ne este foarte teamă, pentru că eu cred că și știu că acest proiect nu are neapărat un termen de valabilitate sau o pragă. Adică se implementează până în punctul acesta. Ideea este de a continua, de a merge mai departe. Nu se poate în secundă. Asta se va putea atunci când... Deci nu, să nu considerați că este un proiect care are acest capăt și nu. Este o dorință de a schimba în mod real ceva. Asta înseamnă că vom continua cu încăpățânare să vorbim despre bullying, despre comportamente pozitive, de fapt. Partenerii din I'm Safe at School au aflat despre faptul că autoritățile locale, că Salvați Copiii sunt interesați la nivelul României de acest proiect? Este, răspunsul este da și sunt foarte încântați. Chiar se gândeau că proiectul acesta a ajuns foarte departe, dar nu sunt deloc surprinși, nici eu nu sunt. Pentru că din primul moment ne-am asumat să ducem inițiativele legate de bullying cu un pas mai departe și mai mult decât atât am devenit atât de loiale aceste cauze pe care o avem. Există într-adevăr acest, să zicem, efect obținut în Buzău vis-a-vis de bullying, dar dintre persoanele de contact din proiect sunt unii care își schimbă în momentul de față inclusiv specializarea. Deci persoana de contact din Grecia s-a înscris la facultatea de psihologie pentru a studia în continuare niște chestiuni legate de acest confort emoțional al elevilor. Așadar, nu doar aici a adus efecte, a lăsat urme aproximativ în toate țările. Cel mai mult aici, ar spune, în Grecia, de asemenea, în Marea Britanie, ei aveau deja o strategie foarte bine implementată. Noi putem prelua de la ei cu mare ușurință grupul de acțiune care este prevăzut în legea educației, pentru că ei au deja implementat acest grup de acțiune sau se știe deja ce are de făcut. Dar acolo efectul a fost altul, acela de deschidere către colaborarea cu Europa, cu țări din
Uniunea Europeană, numai bine că, din păcate, iată că ei au, da, au ieșit din, din Uniunea Europeană. Apoi, ce să mai spun de partenerii din Polonia, am avut foarte mult de învățat de la ei. Au legea anti-bullying de foarte mult timp. Și dacă nu mă înșel, în Polonia ați mers într-o școală care nu se confruntă absolut deloc, da, cu acest fenomen, corect? Nu ne-a venit să credem că există această situație, că există acest, să zic, paradis acolo, această utopie. Se vede. Se vede în atitudinea elevilor, unii față de ceilalți, în atitudinea lor față de noi, în atitudinea lor față de elevii pe care i-au găzduit, în atitudinea față de elevii care poate nu știau suficientă engleză, pentru că ei, într-adevăr, studiau limbile străine, fiind liceu teoretic, studiau limbile străine la nivel intensiv. În schimb, de exemplu, în momentul în care ne-au prezentat, pentru că elevii au fost cei care ne-au prezentat liceul, nu am remarcat nici măcar o urmă de superioritate arătată în atitudine prin faptul că ei aveau un nivel de engleză extraordinar. Extraordinar, adică puteau răspunde la orice întrebare venită din partea celor pe care îi primeau la ei în școală fără cea mai mică urmă de emoție. Și în același timp cu maximum de respect pentru toți cei prezenți, indiferent de unde veneau. Acestea fiind spuse, știind și aflând interesul autorităților locale pentru acest proiect, dacă ar fi la un moment dat să tragem linie și să spunem a reușit sau nu a reușit acest proiect, care sunt obiectivele? Pe termen lung, evident. Obiectivele nu trebuie să ne fixăm multe obiective, este foarte clar. Și trebuie pornit cumva dintr-un punct și lăsat să-și facă efectul, respectiva inițiativă lăsată să-și facă efectul. O idee ar fi, și două, de fapt două direcții în momentul de față ar fi așa, proiectul să fim prieteni cu partea aceasta de încurajare a comportamentelor pozitive la cei mici, iar apoi să continuăm cu inițiative pentru următorul nivel, astfel încât acești elevi, acești copii de grădiniță, preșcolari, să beneficieze în continuare de același tip de atitudine. Să creșteți, practic, o generație. Exact. Da, pornind de la început, să ducem, să practic ei să crească într-un mediu care să fie propice acestei colaborări, indiferent de modul în care, indiferent de diferențe. Indiferent de diferențe. Sună, dar nu este, chiar am intenționat acest joc de cuvinte. Și apoi, cealaltă parte este cealaltă linie de acțiune, să zicem, merge spre profesori și spre școli. Spre părinți, nu. Pentru că știu că este extrem de important și mediul de acasă. Da. Eu aș zice că în momentul în care școala are dezvoltat cultul acesta, școala va fi cea care va transmite mai departe părinților și informații, dar și această preocupare. Pentru că eu aș zice că de undeva trebuie pornit. Nu putem cu atât de mare ușurință să ajungem la părinți. Dacă este ceva ce mi-a arătat acest proiect Time Safe School, este tocmai acest lucru. Adică nu întotdeauna succesul proiectului Time Safe School vine și din conștientizarea punctelor slabe și amenințărilor. Dar dacă din partea unei părți, să zicem, avem elevi, școală și părinți, dacă școala este preocupată de subiectul acesta, se va duce și către părinți. Adică, gândiți-vă că nu putem noi, sau nu poate primăria, de exemplu, să vorbească cu toți părinții în același timp. S-ar putea organiza câte un seminar, un atelier dedicat unui grup restrâns. Ideea ar fi de a crea
o strategie și de a duce, practic, școlile către fiecare școală, către proprii părinți. Eu, cel puțin, așa văd lucrurile, pentru o eficiență crescută, pentru o eficiență mai mare, pentru că, de exemplu, proiectul celălalt al celor de la Salvați Copiii, și anume Școli Fără Bullying, cel care va fi pilotat de data asta la liceul tehnic, în schimb, rezolvă exact bucata asta, sau ar trebui să rezolve exact bucata aceasta care lipsește. De ce? Adică, practic, se creează un grup de acțiune în fiecare școală și de acolo pornind se abordează părinții, practic, și cei de la Salvați Copiii vin cu propriile lor metode. Ne învață cum să procedăm astfel încât să ajungem la părinți, pentru că ei au o pleiadă de psihologi, de facilitatori care deja știu, au implementat, au văzut ce merge, ce nu merge. Și au organizat un seminar, aduce părinții interesați acolo. Adică cei care, în general, nu au probleme în a crea o legătură bună cu propriul copil și cu școala. Dar noi trebuie să găsim o cale prin care să echipăm școlile cu acele metode care să ducă la un rezultat mai bun, la un nivel mai amplu, adică în grupuri mai multe. Și de ce nu s-ar putea naște un manual în sensul acesta? Pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii noastre, este foarte important să conștientizăm faptul că avem o problemă și trebuie să o rezolvăm. Iar lucrurile acestea se pot învăța și din carte. Da. De ce nu? Doamne, ce minge aruncată la fileu cu această... sau noi am hotărât la nivel de parteneriat în Safe at School să facem un site. Bine, suntem obligați de regulile parteneriatului european, într-adevăr, să avem această modalitate de transfer de informații. În mod obișnuit, un website cuprinde informații despre proiect și el se încheie, în general, după un an, nu continuă. Noi am hotărât puțin diferit. Astfel încât am creat site-ul I'm Safe at School deja cu o altă structură din start. Avem într-adevăr și bucata de proiect în care avem rezultatele obținute de noi, de exemplu, bucata aceasta sau partea legată de produse ale proiectului oferă modele de campanii anti-bullying, cele pe care le-am făcut noi. Corect. Cu imagini cu tot, cu descriere cu tot, cum am făcut noi. Diferite metode, respectiv arta și bullying, avem și așa ceva. Și mai avem în meniul acestui site două subcategorii care sunt foarte importante pentru noi în punctul ăsta. Share your experience, adică împărtășește-ți experiența. Noi am zis că în timp o să-l facem național, în sensul că vom traduce, îl vom clona și vom face variantă în limba română, astfel încât se adreseze. Momentan îl lăsăm în engleză. Deci împărtășește-ți experiența, unde avem deja experiența a 4 elevi, 3 din Italia și unul din Marea Britanie, o elevă imigrantă care spune cum s-a povestește dificultățile prin care a trecut, o elevă cu dislexie care din nou povestește despre problemele sale, un elev nou în liceul respectiv care povestește din nou că poate fi și bine, poate fi și mai puțin bine, și un elev cu dizabilități din Marea Britanie care, din nou, povestește despre experiența sa, care în cazul ăsta e fericită prin faptul că există acolo echipa Be Safe și care se ocupă de integrarea persoanelor cu dizabilități. Și mai este încă o parte a acestui site care se referă la politici și strategie vizând bullying-ul. Unde am vrea, în timp, vom dezvolta acest site. Nu-l voi lăsa deloc pentru că mie mi se pare că ar fi o oportunitate foarte bună de a integra acolo experiența altora. Adică eu asta mi-aș dori, ca prin popularizarea sa să putem să vedem cum au făcut alții, ce s-a întâmplat, cum au procedat. Poate că funcționează la noi,
o dificultate în a aborda bullying-ul este inclusiv faptul că trebuie ca strategia să fie personalizată respectivului mediu, respectivei școli. Ce tip de elev este acolo? Din ce mediu provine? Bullying-ul se referă la ce? Ce este? Care e considerat a fi punctul slab? Și de la o școală la alta, de la un mediu la altul, lucrurile stau diferit. Asta înseamnă că lucrurile, că anumite metode nu funcționează peste tot. Deci trebuie analizată acest proiect Școli fără bullying, tot de la Salvați Copiii venit, exact asta face. Mai întâi analiza mediului. Deci primul pas acesta este. Apoi se formează grupul de acțiune care este inclusiv în legea educației. Deci în legea noastră avem acest grup de acțiune care trebuie să aibă directorul instituției, trebuie să aibă consilierul școlar, adică consilierul psihopedagog al instituției, reprezentanța ai părinților, reprezentanța elevilor, reprezentant al instituției, al comunității locale și profesori. Deci este, practic ei prin proiectul ăsta ne învață cum să facem. Da, m-aș bucura tare mult ca acest proiect să fie o reușită. M-aș bucura foarte mult ca fiecare dintre noi să înțelegem că depinde și de noi să fie mai bine. Vreau să-mi spuneți dacă au terminat liceul copiii cu care ați fost în proiect, pentru că mie, toți mi-s dragi, dar la ei a fost ceva special. Unii dintre ei, da. Alții, nu. Am avut și elevi în proiect care acum sunt clasa 11 și au plecat în clasa 9. Sunt elevi care deja, la care deja se cunoaște seria aceasta de experiențe în proiecte europene prin nivelul de încredere crescut pe care l-au în punctul acesta. Și care sunt elevi care acum au propriile lor preocupări. Eu nu am popularizat încă, eu nu știu ce se va întâmpla, dar s-a născut un grup de acțiune în rândul elevilor. Am fost și eu surprinsă să văd, mi-au trimis un link către o pagină de Facebook, se numește Reușim Împreună. Este pe partea aceasta de acțiuni caritabile. Deja a primit like-uri de la mai multe persoane, de la mai mulți oameni care acolo pot să spună de un caz anume, iar oamenii care pot să facă ceva pentru respectivul caz să acționeze. Ceea ce este în schimb extraordinar pentru mine este faptul că a fost gândit, pornit exclusiv de elevi, fără intervenția unui profesor. Lucru care arată că din rândul lor se ridică lideri și viitori adulți cu inițiative în comunitate, lucru care trebuie încurajat. Deci este extraordinar să încurajăm sau să știm că viitorul este pe mâinile unor oameni care doresc binele spațiului în care se desfășoară, locuiesc, trăiesc, își formează familii. Mă bucură tare mult să aflu că, iată, chiar ei pornesc motoarele în aceste acțiuni. Deci, dincolo de faptul că au înțeles fenomenul acesta, iată că încep și să acționeze, iar lucrul acesta, până la urmă, nu trebuie decât să ne bucure, pentru că ei au conștientizat că lor li s-a adresat acest proiect. Dacă ar fi să vorbim și despre alte proiecte, pentru că spuneam la un moment dat că sunt multe proiecte despre care vreau să vorbim, însă încet și sigur ne apropiem de finalul emisiunii și nu o să reușim să le abordăm pe toate. Bineînțeles că ne apropiem de finalul emisiunii atunci când sunt subiecte care sunt atât de conectate la realitate, sunt multe lucruri de spus. Dar, într-adevăr, la nivelul liceului sunt proiecte atât pe partea de educațional și proiecte locale și județene, multe care au pornit. Anul acesta sunt niște coordonatori, profesori extraordinari de la noi care gândesc cum să fac astfel încât să implementeze acțiuni pentru elevi
care să-i ducă un pas mai departe și spre versiunea lor cea mai bună, dar și un nou parteneriat european cu o altă tematică, este adevărat, dedicat elevilor, deci el se va face prin elevi, este acolo să vedeți grupuri de acțiune câte se vor naște, zic eu, pentru că el a fost, el este de fapt ce, un proiect de mediu gândit puțin diferit. Este un proiect care se numește Next Step, pasul următor. Este într-adevăr un joc de cuvinte acolo, pentru că în limba engleză amprenta de carbon este carbon footprint, iar proiectul se numește Next Step, adică pasul următor. Dar contează mai puțin cum se numește și ceea ce vrea să facă acest proiect de fapt. Nu vorbim despre salvarea, atât de mult despre salvarea planetei. Nu ne ducem atât de mult în, ca să spun așa, spre obiective mărețe, grandioase, da. Cine vede, ci practic avem grijă de spațiul nostru. După o perioadă inițială în care vom vorbi, va fi o perioadă de informare de 6 luni în care vom vorbi despre ce înseamnă economie circulară. Doamne, un termen, toată lumea se gândește economie circulară, termenul în sine poate că nu spune ceea ce este de fapt și ar trebui vorbi despre asta pentru că e foarte important pentru economisirea resurselor. Să vorbim despre impactul fiecăruia dintre noi asupra spațiului și aici nu mă refer neapărat la, într-adevăr e foarte greu să stai mașina acasă, dar măcar să vorbim despre a nu arunca ambalaje pe jos, da, pe stradă, prin lucruri fezabile. După această perioadă de informare, cred că într-o emisiune viitoare o să vă dau detalii mai multe, pentru că sunt într-adevăr mai multe detalii aici. Urmează două direcții diferite. O direcție se numește cea mai responsabilă clasă, care va fi un concurs, se va derula pe parcursul aproape 2 ani. Deci au timp destul să demonstreze, da, care sunt mai responsabili. Da, la bază este un concept, ca să zic așa, apropiat de ceea ce înseamnă să fii cercetaș. Adică ei vor strânge diplome, vor strânge niște dovezi ale faptului că în fiecare lună ei au fost cea mai responsabilă clasă la nivel de sortare de deșeuri în clasă, pentru că fiecare clasă va avea propriile containere pentru această sortare a deșeurilor pe care le folosesc și modul în care au grijă de spațiul lor. Clasa lor, da, nu știu, școala lor, da, și da, de ce nu... acum, ca o glumă, la liceul tehnic e destul de dificil să identifici acest spațiu pentru că nu aveți garduri, exact, și atunci e un pic mai greu, dar sunt sigură că o să găsiți o soluție. Vom găsi, pentru că se va vedea. Cea mai responsabilă clasă înseamnă și asta, să aibă grijă de spațiul lor, dar și ce pot face pentru a îmbunătăți spațiul lor, pentru că pot avea inițiative de la plantări de copaci până la amenaja poate o grădină cu flori. Mă rog, diferite inițiative pe care le pot gândi foarte simplu și ei. Iar latura cealaltă a proiectului în perioada aceasta ține de campanii. Multe campanii diferite. De conștientizare sau de voluntariat? De conștientizare și automat și de voluntariat. Avem parteneri locali, parteneri asociați locali foarte conectați la această inițiativă deja. Ideea pentru acest proiect, în cazul meu, a pornit de la cei de la RER, Buzău, în cadrul unei activități. Ei au spus așa: există în principiu două modalități prin care putem face oamenii să conștientizeze. Să conștientizeze este de fapt un cuvânt greșit. Să acționeze. Fie amenzi și partea aceasta coercitivă. Lucru deloc plăcut. Deloc plăcut. Și partea legată de educație. Foarte important să le oferim oportunitatea de a căpăta deprinderi. Acest cuvânt pentru mine este
de fapt, cheia proiectului. De ce? Și de ce se întinde cea mai responsabilă clasă, competiția aceasta, pe atâta timp? Pentru că nu într-o zi se formează o deprindere. Ei, câștigând sau fiind motivați să câștige aceste diplome, să se implice, ei vor sorta în fiecare zi. Ei vor face gesturile acestea zilnic. În felul acesta vor, practic, vor căpăta și acasă, cred că vor ajunge să facă aceleași gesturi, pentru că, exact cum este la vârsta mică, cu aceste deprinderi, cu spălatul pe dinți, spălatul mâinilor, deci el se formează prin a le aminti constant. Uite asta, așa, apoi nu mai este nevoie să le amintim. De aceea, proiectul acesta are abordarea aceasta hands-on, așa, o abordare extrem de practică și aduce și experiența partenerilor. Avem un partener care se va ocupa de partea de informare. Ei sunt cei care vor ghida partea de informare, și anume un liceu din Lübeck, în Germania, în nordul Germaniei. Că tot vrem noi să fim ca afară și să avem curățenie, ordine și așa mai departe, hai să învățăm direct de la ei. Recunosc că am făcut cercetare, bineînțeles, pentru că îmi aleg partenerii cu foarte mare grijă de fiecare dată, pentru ca ei să aducă, de fapt, maximum de potențial în proiecte. Și pot să vă spun că, într-adevăr, există o preocupare extraordinară pentru acest lucru. Și eu sunt sigură că putem aduce din elementele pe care le învățăm la ei, la noi. Dar apoi avem și niște, să zicem, campanii care vor fi destul de interesante, așa. Să vedem cum putem transforma gunoiul în artă. Nu cred că o să fie foarte greu. Recunosc că am văzut niște modele și exemple extraordinare în Madeira, în proiectul de practică, într-un oraș care se numește Camera de Lobos. Mă rog, este foarte puțin important, dar pentru cei care poate doresc să caute, să vadă despre ce e vorba, cum pot fi reutilizate dozele de suc. Am rămas impresionată de modul în care s-au gândit să facă lucrul acesta. Respectivul metal este transformat în opere de artă, deci aluminiul este într-adevăr și ușor de prelucrat. Da. Și sunt făcute pe pereții clădirilor diferite opere de artă din aluminiul dozelor, lăsând firma să se vadă, de se vede firma respectivă, fie că e, mă rog, ce... Băuturi. Băutură este acum. Da. Foarte interesant conceptul. Și, din nou, doze întregi. Cum sunt ele utilizate pentru inclusiv a practica tapa un perete întreg, sunt vopsite în diferite moduri. Efectul este foarte frumos. Foarte frumos. Nici nu m-am gândit vreodată că poate fi într-adevăr folosit în felul acesta. Pot fi folosite deșeurile în acest mod. Și trag și un semnal de alarmă celor care vizitează. Este practic o campanie în aer liber, permanentă, fără doar și poate. Și deci iată că se poate transforma și gunoiul în artă. Vom analiza și noi în cadrul proiectului mai mult, pentru că elevii care vor transforma gunoiul în artă vor face și campanii pornind de aici. Nu, adică nu va fi doar nu vor fi doar simple activități care să rămână la nivelul liceului care, să zicem, că organizează activitățile respective. Ideea este de a vorbi cât mai mult despre asta și de a arăta oamenilor ce se poate face. Pentru asta a trebuit să fim 5, din 5 țări diferite, ca să învățăm în primul rând unii de la ceilalți și pe modelul lui I'm Safe at School să ducem mai departe, să nu le oprim îndată ce se termină, ci să vedem cum putem influența într-un mod sau altul această abordare a educației pentru sortarea deșeurilor și la nivel de școală și la nivel de casă, pentru că ei ar putea duce acasă aceste obiceiuri. Când încep a fi implementate acțiunile în cadrul proiectului? Începe în ianuarie, pe 10 ianuarie, am stabilit noi că e momentul când să pornim. Va începe cu foarte multe întâlniri, inclusiv online. Vom face multe... De data aceasta nu vom mai comunica, noi ne-am obișnuit deja să facem întâlniri de organizare folosind Zoom-ul sau diferite alte platforme. E mai simplu, mai comod, ne vedem des.
ne cunoaștem din ce în ce mai bine, avem așa, avem Grecia, avem Italia, avem Polonia și Germania, iar liceul tehnic coordonează, ca și la MC Fat School, deci tot proiect coordonat obținut de liceul tehnic. Mă bucură tare mult toate veștile pe care le aud, mai ales că înțeleg că în câteva ore se vor întoarce elevii plecați în cadrul proiectului de practică, da. După o experiență, cred că absolut fascinantă în Madeira. S-au conectat astăzi la ore, am vorbit cu ei, cu mare părere de rău, anunțau că e ultima zi și ne arătau imagini. O vreme absolut superbă și cu siguranță vor veni bogățiți de acolo. Avem elevi extraordinari. Unul dintre cei care se întoarce, poate chiar vom vorbi la un moment dat cu el despre lucrul ăsta, va fi ambasadorul Școlii de Valori, Asociației Școala de Valori la noi în liceu. Adică el, practic, oferă tuturor celorlalți elevi oportunitățile, transmite oportunitățile venite dinspre Școala de Valori. El, la rândul lui, a fost speaker pentru Școala de Valori și a participat la Academia de Cariere Tehnice, care pentru dezvoltarea lui personală a reprezentat foarte mult. Este, de fapt, cel care anul acesta a fost selectat vicepreședintele Consiliului Școlar al Elevilor. Deci, iată, oportunitățile de genul acesta pot fi un punct de plecare pentru ei spre leadership, spre oameni, da, adulți care pot schimba ceva. Le dă practic, le oferă exact acel ceva de care au nevoie pentru un start bun în viață, încrederea în ei. Pentru că dacă ajungi să te descurci la un angajator cum este cel din Madeira, da? Un partener de practică, cu așteptările pe care le are. Dacă te descurci într-o țară în care n-ai mai fost niciodată, la 16-17 ani, clar începi să prinzi încredere în tine că poți să faci mai mult. Dacă ești, iată, prins într-un proiect de acțiuni împotriva bullying-ului, da? Vezi că ți se dau sarcini și responsabilități, clar prinzi încredere în tine și înseamnă că dacă cel care ți le-a dat crede că poți, automat și tu înveți să crezi că poți. Da. Și iată că în felul acesta nu neapărat că e vorba de bani veniți din fondurile acestea europene, dar cu ajutorul acestor proiecte, cu ajutorul acestor fonduri, reușim să implementăm aici la noi la Buzău lucruri și idei care nu fac altceva decât să-i facă pe tinerii noștri să prindă încredere în ei, să le arătăm că pot și să sperăm că, într-adevăr, viitorul poate fi unul luminos. Este adevărat. Eu sunt încântată de modul în care este abordată mai nou educația, tocmai pe partea aceasta de dezvoltare personală, inclusiv venind dinspre autorități. Este un lucru fără precedent, aș zice, și asta ne oferă și nouă acea încredere să facem mai mult și mai mult. Sunt foarte încântată de acești elevi pentru că îi văd cum printr-o introspecție apoi reușesc să își dea seama de ce pot face, depășesc limitele. Încep să se implice. Am avut elevi voluntari toată vara la școala din parc, elevi care se implică în continuare în acțiuni de voluntariat. Iată și grupul acela de acțiune care pornește. Aș spune că este o schimbare care începe să-și facă simțite efectele și cred că este doar începutul. Eu sunt sigură că este doar începutul și abia aștept să-i văd, eu știu, înflorind în proiectele acestea. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Abia aștept să ne revedem și să continuăm discuția despre proiectul Next Step, care de asemenea mi se pare extraordinar de interesant și din care cu certitudine vom avea o grămadă de lucruri de învățat. Mulțumesc încă o dată și spor în tot ceea ce v-ați propus. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. În continuare vă las în compania colegului meu Adrian Bâscă, după care ne revedem la jurnalul Campus TV. La revedere!